Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu, etalare pentru octombrie, aproximativ 2022. Zic aproximativ că poate deja se întâmplă sau poate ceea ce veți auzi se va întâmpla în noiembrie, decembrie sau mai încolo, pentru că așa e normal. Etalările, nu uitați că sunt colective, sunt generale. Luați ce simțiți că este pentru voi. Și dacă la un moment dat nu simțiți că e ceva pentru voi și veți vedea că se manifestă, aduceți-vă aminte. În timp ce am amestecat aceste de cărți, mi-a apărut de două ori, de două, trei ori această carte, moderație. 3 și cu 2, 5. 5 pentru mine este un număr care aduce schimbare. E un număr care ține de Marte pentru mine. Ia am eu motivele mele. E un număr de foc, e casa 5-a aleului. Ideea este că trebuie să fiți, sunteți înconjurați de foc, de, nu știu dacă doar pasiunea voastră sau, aș spune tulburați apele, dar e vorba de foc, tulburați atmosfera, încingeți atmosfera într-un anume fel. Din acest motiv, vi se zice să fiți moderați. Iar ce a apărut, interesant, transformarea a apărut, 18, e o chestiune care ține și de mama voastră și de emoțiile voastre, aveți niște emoții, apropo de tulburați apele, da? Da, tulburați apele. Apele în care sunteți sunt cam tulburate, ar trebui să vă găsiți echilibru, asta face parte din transformare, 5 și cu 8. Că transformarea ține de casa 8 a scorpionului, aici aveți 18 care... Mi-aduce aminte de lună, nu doar de emoții, dar și de mamă. Aveți probabil de la mamă moșteniți un fel de a fi mai pasional. Poate aveți o mamă cu marcaj puternic în scorpion sau semne de apă sau de foc și de acolo e o anume agitație emoțională. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Și aveți acolo de transformat, de vindecat. La capătul setului de cărți, probabil că pentru un bărbat își dorește reciprocitate, își dorește pace, își dorește abundență, își dorește relații frumoase, dar văd în spatele său iar conflicte. Nu știu dacă acest bărbat sau da, ar putea să fie un bărbat care dorește un anume tip de relație cu o femeie, dar în spate iar este foc. Nu știu cine generează, voi știți, pentru că etalarea este generală. Nu fac etalare personală, de-aia îmi permit să fiu sinceră și să zic, nu știu. Pentru cine o fi acel mesaj? Da. A mai apărut ceva? Ia. A, interesant, inelul, tipic leului, leilor. Leii sunt înnebuniți după bijuterii. Probabil că unii vă gândiți cum să vă cumpărați o bijuterie, ceva. Știu, știu. E interesant aici, 10 de spade. Apropo de foc. Da, e semn de aer, dar apropo de foc, care dacă nu este ținut în control, poate să producă dezastre. Pentru unii dintre voi, probabil că trebuie să alegeți sau sunteți între două situații, aș spune. O situație care v-a dezamăgit profund. Poate să fie un contract, o colaborare, cineva, un personaj v-a dezamăgit sau personajul acela e dezamăgit, suferă. Și împărăteasa, eremitul. Pentru unii, probabil, să fie mama sau mama copiilor voștri, cu eremitul aș spune că e o tăcere sau e o însingurare. Interesant, aș vedea, eu așa văd și cred că și voi vedeți. Cred că vă concentrați mai mult pe această trădare, această durere, această dezamăgire, poate prea mult, în loc să treceți peste ea, că lăsați în urmă, aveți în urmă pentru unii o mamă care este însingurată. O mamă se simte singură. Dar trebuie să alegeți. Acum ce mai simt interesant? Temperanța are nevoie de vindecare îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi sunteți voi soarele și moartea, adică încheiere de ceva. Ați încheiat o relație, un contract, o relație de prietenie, un contract. Poate să fie și contract spiritual, o karmă.
cu cineva, ați încheiat sau sunteți pe cale să încheiați? Și ori voi, ori persoana cu care ați încheiat contractul intră într-o perioadă de vindecare și își atrage abundență și dragoste. Și voi nu vedeți, pentru că vă concentrați eventual pe acea moarte, interesant, pe o moarte. Pe o Da, vedeți voi, voi nu vedeți dincolo, unii dintre voi nu vedeți dincolo de această etapă. Moartea aduce renaștere, transformare. Da, aveți transformarea, a venit pe orizontal. Nu vedeți nici în viața voastră transformarea, nici în viața lor. Nu știu, am senzația că unii dintre voi sunteți undeva în trecut. Aici parcă a picat ceva. A, uite, 3 de monede și 2 de monede. Iar. Sunteți un pic emoțional foarte agitați, am zis chiar de la început. Și asta îmi confirmă doi de monede. Nu știți ce să faceți. Iar în legătură cu o chestiune care ține de reconstrucția voastră, apropo de transformare, de o colaborare. Nu știu cât ați încercat să manifestați această colaborare, dar probabil că mai aveți ceva de așteptat până veți auzi. Interesant, niște vești. Frumos ar fi să fie și cu victorie, pentru că asul de spade vine cu rege, cu valetul de cupe și valetul de monede. Nu, dar și justiția. Și judecata. Poate niște vești bune în legătură cu un contract? Interesant. Judecata, roata norocului, pentru care v-ați luptat? Ar fi, ar fi. Hai să mai zicem și de bine, da? Pentru că întotdeauna cărțile se pot interpreta și în bine și în rău, da? Hai să mai zicem și de bine. Hai să vedem. Leu, soarele nu vine să ascendent, nu vine în leu. Ia uite, 17 vindecare, dar ce-a mai venit? 33, cameleon. Cameleon. 30 cu 36. Iar învățați pentru unii dintre voi, am văzut și 3 de monede și am văzut și împărăteasa. Parcă, da. Toate țin de numărul 3. De comunicare, de creștere, de colaborare. Dacă vreți să aveți parte de colaborări benefice, învățați să comunicați. De-aia a venit și moderația. Unii dintre voi sunteți poate prea pasionați, pătimași, nu pasionale, pătimași în felul în care comunicați. Și știu, știu, lei cam o grămadă de lei și scorpion în preajmă. Învățați să fiți mai flexibili, că toți sunteți semn fix, poate sunteți prea autoritar, de-aia a venit cameleonul. Change. E bună schimbarea. Schimbarea poate să vă aducă dragoste sub diferite forme. Unii știu că poate nu vreți dragoste, poate vreți altceva, vreți bani, vreți stabilitate, dar orice ați vrea să aveți, trebuie să îmbrățișați schimbarea. Șaptesprezece ține de autenticitate, de înfruntarea demonilor, a fricilor, a orgoliilor, a dușmanilor, a multor aspecte negative și din noi și din, știu, viață. Șapte și cu un opt. Aceasta aduce transformare. Da? Nu mai ți-e frică de nimic, ești autentic. Apropo de... Ah, interesant. 8-28. Butterfly. Asta iar am mai văzut o secrete în timp ce am amestecat. Secrete. Sunt niște secrete. Ori țineți la o femeie în secret. Orice ar putea să, oricine ar putea să fie această femeie, nu neapărat mă refer la o romanță. Și transformarea. Iar, schimbare și transformare. Că tot a trecut Saturn prin vărsător, treceți în continuare, simțiți, resimțiți vibrația, pentru că
evenimentele care au fost în ultimii 2 ani încă au rezonanță, aș spune. Deci aceasta este energia pe care ar trebui să o aveți voi în această perioadă. Pentru acesta am luat aceste de cărți. Cu alte cuvinte, nu schimbători, schimbați ceva în felul în care sunteți, în felul în care vă îmbrăcați, poate în casă, direcția sau calea, drumul pe care îl faceți zilnic către casă, poate ar fi bine să-l schimbați, ceva se întâmplă, vă întâlniți acolo cu... În fine... Interesant ce simt, mi-atrage atenția lupul. Poate unii aveți câine lup și este o poveste specială legată de un câine lup în viața voastră, în fine. Sau husky. Mesaje mai ciudate, dar mai vin. Leu. 24, dragoste. 24, iar 6. Am mai văzut 6. Asta, fiți mai moderați ca să vă bucurați de armonie. 6 înseamnă armonie. Și 33 chiar este un număr simetric, maestru. Ca să fiți în armonie, trebuie să acceptați schimbarea. Nu? Cu cât sunteți mai fixi, că toți sunteți zodie fixă, cu atât schimbarea vine mai greu. Păstrați-vă inima deschisă și asta vă va ajuta să vă transformați 20, să vă transformați viața și să vă... Apropo de drum, să ocoliți, interesant, cum simt, să ocoliți un dușman, o situație foarte dificilă, poate reușiți totuși, pentru că turnul apare ca o separare între un dușman, între o situație complicată, sunt niște probleme de familie, copii, moștenire și alte chestiuni. Dar poate această separare ține și de o călătorie. V-ați îndepărtat, v-ați schimbat locul, v-ați schimbat locația, da? Pentru unii dintre voi. Sau cineva a plecat în altă parte? Da? Dacă nu voi, cineva a plecat. Interesant. Cum se confirmă unele lucruri. Soarele mi-a venit să ascundem un nord unde un octombr. Învățați să sperați. Aveți credință că există dragoste în oameni. Tot am văzut dezamăgirea aia, să nu lăsați să vă afecteze. Am văzut că nu ați privit către Venus, către împărăteasă și către eremit, care ține de o autoanaliză. Și aici a judecata, ia uite, a apărut judecata și aici, 20-20. Lăsați lucrurile, emoțiile negative, că tot am văzut că e o tulburare emoțională. Lăsați dezamăgirile, mergeți către nouă de cupe, către speranță, către renaștere, către ascensiunea unui dintre voi. Vă rog frumos. Prea multe griji. Soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord în leu, octombrie, aproximativ 22, o dată, de 2 ori, de 3 ori și pe... După o tăcere, veți avea parte ori de o victorie, ori de o întâlnire cu un personaj victorios. Sper să nu apară invidia, pentru că cel mai victorios vrea să fie leul. Dar poate că cineva cu planete în leu și vă potriviți. Soarele în trecut. 8 de cupe. Și marele preot. Ciudat, o să vedem la clarificare cum ar putea. Marele preot are numărul 5. Și 5 înseamnă schimbare. 5 am văzut și la moderație, dar change apare și aici ca și mesaj. Sunteți voi, să zicem, zodia leului. O să vedem la clarificări mai multe. Dar
Pentru unii, un mesaj simplu. Poate cineva v-a lăsat pe voi ca să meargă înspre un preot, un profesor sau profesorat, poate să fie creștere spirituală, sau o figură tradițională, sau un tată, sau un ghid, sau un personaj cu planete în zodia Taurului. Nu înseamnă că Taur e musai ghid, sau cum am zis, dar așa se spune, că marele preot uneori reprezintă zodia Taurului. Ar mai fi un mesaj. Voi sau altă persoană lasă în urmă nu-mi place cum sună, dar trebuie să transmit mesajul. Cred că e pentru o persoană sau două. Lasă în urmă spiritualitatea pentru tradiții. Lasă în urmă dragostea necondiționată cu soarele, aș spune, căldura pentru o viziune, un stil de viață, un personaj poate prea tradițional sau o viziune tradițională strictă, restrictivă, rigidă. E un mesaj, da, care nu mi-a plăcut să-l transmit, dar probabil că e pentru cineva. Uf, a, ce mai simt, da. Cineva v-a lăsat în urmă, nu știu cine. Femei, bărbați, dacă sunteți genul de lei care radiați voie bună, optimism, mai ales femei, încredere în sexualitatea voastră, în copilul vostru interior. Deci aici e alt mesaj. Nu neapărat în spiritualitate. Cineva v-a lăsat pe voi, ce aveți? Ascendent, Venus, Lună, puteți să fiți foarte vibranți, jucăuși, simpatici, optimiști, plini de energie, energizați oamenii în jur, da? Cineva v-a lăsat în urmă pentru o căsnicie sau o familie tradițională sau un stil de viață tradițional. Sau cineva cu planete în zodia Taurului. Greșeala lor. Sorry. 5 de spade, 6 de cupe, 2 de monede reapare. 10 de cupe, asul de spade, am văzut asul de spade și mai devreme și 9 de monede. O să dau mai multe detalii după ce clarific, dar deocamdată, în prezent aveți un conflict mental în voi, un stres. Nu știți exact, poate, interesant. Așa simt. Nu știți încă de ce a plecat acel personaj când soarele reprezintă totul, când voi știți că reprezentați totul pentru ei, când poate și ei într-un anume fel reprezentau totul pentru voi. Încă nu înțelegeți. Probabil că nici ei. E o chestiune de dragoste. Aha, să nu uit. Deci o situație, o poveste de dragoste aici cu inima. Ați putea să fiți voi, poate cu părul mai roșcat, ondulat, sau blond spre roșcat, în fine, nu obligatoriu. Dar ar zice mai spre roșcat. În fine. O să vedem. Eu cred că și dacă persoana respectivă s-a dus acolo înspre familie sau căsnicie, o situație tradițională, dacă s-a dus, dar voi sta și vă gândiți, ia uite, m-a lăsat singur și s-a dus cu cealaltă persoană. Da, de ce? Că totul era frumos. Era dragoste, da?
Ne simțeam foarte bine împreună. Încă probabil vă este dor cu 6 de cupe. Aveți un sentiment de nostalgie, dar ce bine ne simțeam împreună. Oare de ce a ales persoana aceea? Nu știm încă, o să vedem. Poate. Sau, cel mai bine, poate o să aflați că va fi o conversație. Faptul că este sub 8 de cupe, cu 6 de cupe, probabil persoana care a plecat și persoana respectivă stă și se gândește. Mai parcă totuși n-am făcut alegerea cea mai bună. Nu știu, ori voi, poate voi ați lăsat în urmă o situație frumoasă pentru o situație tradițională, ori cineva v-a lăsat pentru o familie sau iar o relație strictă, o căsnicie, o rudă, un stil de viață tradițional. Oricum, aș spune că ambii regretați. Nu știu, eu aș spune că amândoi regretați. Dar hai să ne fixăm totuși pe această inimă. Femeia cu inima reprezintă dragostea, nu? Femeia care aduce dragoste sau energia feminină aduce dragoste, energia masculină aduce stabilitate. Da. Dar o să vedem ce alte mesaje mai vin. Însă, interesant, schimbare în dragoste. Dragostea apare și 17 este numărul stelei în tarot. 17 înseamnă vindecare. Steaua reprezintă vindecare. Dar aici această autenticitate înseamnă să, cum am zis mai devreme, să vă înfruntați fricile. Dacă vă este teamă că sunteți părăsiți, dacă vă aveți așa un sentiment de abandon care încă e nevindecat, vindecați acest sentiment de abandon și veți schimba atmosfera sau poate îi veți readuce prin această vindecare profundă. Dacă aveți de-a face, că tot apare 6 numărul îndrăgostiților, dacă aveți de-a face cu o flacără geamănă care încă nu știe ce să aleagă, tradiție sau spiritualitate, atmosferă tradițională sau dragoste necondiționată, dați-le timp, dați-vă și voi timp ca să vă vindecați, pentru că la anumite suflete perechi, chiar și la relațiile karmice, avem de vindecat, de înfruntat niște demoni, da? Cinci de spade. Dor, nespus cu 6 de cupe. Dor, nostalgia vremurilor pe care le-ați trăit împreună. Și totuși, a apărut a treia persoană, pentru că aici sunt 3 persoane, aici sunt 2. Și aici o persoană între 2 situații. Ce fac? Renunț? Ați văzut 10 de spade, sentimentul acela de trădare. Cineva a lăsat în urmă dragostea, că am văzut eremitul și împărăteasă. În fine, în viitor ideea este că apare 10 de cupe. Să sperăm că vine cu mesaj pozitiv în continuare și la clarificări. Veți auzi, eventual. Eu am senzația că va veni, nu știu dacă acest personaj sau altul în viața voastră și va veni cineva să vă comunice un adevăr legat de dragoste. Dacă acest personaj nu, poate alt personaj, pentru că asul reprezintă o energie nouă. Poate să fie o nouă etapă în această situație în care, repet, cineva va părăsi sau voi ați părăsit pe cineva și vă este dor, vă doriți împăcarea, vă aduceți aminte de vremurile de demult și vreți o nouă etapă. Da? Împăcare, o nouă etapă. Sau, repet, dacă nu va fi cu personajul din trecut, poate să fie o nouă persoană care vă va mărturisi câte emoții simte pentru voi. Emoții pe care nu le-a
grăit cu, până acum, din cauza conflictelor, din cauza geloziilor altora, din cauza intervențiilor, influențelor negative altora, neîncrederii. Că dacă mai aveți pe cineva, dacă o să-i părăsiți, dacă nu o să fiți cu ei, chestiuni de genul acesta. Voi, între timp, bine ar fi să vă concentrați pe grădina voastră cu 9 de monede, pe realizările voastre, ca să puteți să atrageți. Și nu doar să atrageți acest nou început, dragoste. Să vă puteți bucura de roadele muncii voastre, să nu vă perturbe. Cu alte cuvinte, alte evenimente, eu știu, profesionale, sentimentale, să nu vă perturbe din creșterea voastră. 9 de monede, eu văd o carte foarte frumoasă, preîmpărăteasă. Concentrați-vă pe creșterea voastră, Doamne, Domn, ce sunteți, și asul se va manifesta. Dacă sunteți singuri, interesant, cu 9 de monede, dacă cineva v-a părăsit și voi rămâneți singuri cu 9 de monede, va veni o altă persoană cu care veți fi fericiți. Hai să vedem. La capătul setului de cărți, valetul de cupe. Artistul, împărăteasa, wow, nu spuneți că sunt eu aici, glumesc, valetul de cupe. Ah, interesant ce simt. Cineva vă face o invitație? Fiți atenți, urmăriți și voi. Nu știu, în acest moment, valetul de cupe este un personaj care aduce vești, vrea să vorbească eventual despre dragoste, despre lucruri frumoase, ce se poate manifesta, ce poate personajul să manifeste ori cu voi, ori, eu știu, prin, eu știu, natura sa creativă, ambele sunt creative, are un proiect de lansat, dar... Din punctul meu de vedere, eu vă sfătuiesc niciodată să nu așteptați scuzele cuiva. A, dacă vin foarte bine, frumos din partea lor, dar nu stați să așteptați, nu vă fixați să așteptați scuzele cuiva. Vreau să spun că posibil o să primiți o invitație la un eveniment artistic, unii dintre voi, pentru că trebuie să vă faceți planuri de călătorie. Trebuie să luați decizia. Aceasta, pentru unii, sunt mesaje ciudate, că asta e etalarea colectivă. Pentru unii, această invitație vă va ajuta să renașteți din această dezamăgire, că am văzut 10 de spade. Iar atmosfera asta tradițională pe care am văzut-o mai devreme, în care cineva se păcălește sau încearcă să iasă dintr-o atmosferă foarte rigidă. Poate sunteți voi, poate e partenerul sau partenera voastră sau cineva membru al familiei. E o atmosferă foarte rigidă, cumpăratul și 10 de monede, acasă cineva foarte autoritar. Și magicianul nu cred că este împăratul. Magicianul este un personaj care încearcă să-și creeze metode prin care să
iasă nevăzut, apropo de iluzionism. Dar dacă cineva a practicat acest lucru, probabil că trebuie să se gândească cât timp pot să mai practic acest lucru. Ar cam trebui să transform lucrurile. Ar cam trebui să-mi fac planuri. Și să aleg o dată. Ori familia, ori dragostea, că am văzut mai devreme eremitul și împărăteasa. Și dacă nu e vorba de dragoste, este vorba de o abundență pe care o pot manifesta singur. 23. Prin latura mea creativă. 5-a casa 5-a aleului a creativității. Cu alte cuvinte, pot să-mi atrag abundență. Nu trebuie să stau în atmosfera aceea rigidă pentru o falsă stabilitate. Nu știu, în fine, mesaje. Poate unii dintre voi, mame, aveți un copil care e mai artist. Posibil, în general, mamele leoaice pot să transmită acest potențial copiilor. Dar hai să mai vedem la clarificări. Concluzia este, da? Revenim. Posibil cineva v-a lăsat soarele pe voi pentru o figură tradițională. S-a băgat eventual cineva între voi. Dar acum există un sentiment de nostalgie și care va determina până la urmă să aleagă. Să aleagă, eventual să se exprime. Dacă nu vor alege ei, veți alege voi. Un nou început. Un nou început în adevăr, independenți, și această stare vă va atrage 10 de cupe. Dar hai să și clarificăm acum, da? Uite, magicianul iar. Nu mă fixez pe zodii, aveți cam toate zodii, aveți și aer și foc, sunteți voi, da? Leul, în mod special, aveți taur, fecioară, capricorn, așa și așa deocamdată, peștrac, scorpion, gemen, balanță, vărsător. Hai să vedem. Soale, clarificăm soale pentru leuți și leuțe. Soare. Wow. Scamate, măi. Judecata și justiția. Pentru cineva, probabil că nu știți exact de ce v-a părăsit acest personaj. Avea niște drumuri de făcut. Avea de manifestat un anume tip de schimbare și de dreptate. Poate că au fost niște chestiuni, divorțuri, lucruri în justiție, judecata și justiția. Și roata norocului. Dar interesant cum vine mesajul. Așa am zis mai devreme că cineva a încercat. Sunt aici cărțile. Dați-mi voie, dați-mi timp. Da, magicianul, împăratul și 10 de monede. Ambele reprezintă casă, restricții, autoritarism, într-un anume fel, orgoliu, tiranie. Am zis, cineva a încercat să evadeze din când în când. Poate acest personaj făcea drumuri într-un alt loc, ori față de voi, ori față de altă persoană. Dar cât să mai continue aceste drumuri? Probabil că până la urmă, pentru unii dintre voi, se pun în discuție niște chestiuni, contracte. Poate, dacă e vorba de divorț, aspecte care țin de custodie sau cum împărțiți banii. Dar apar cărți, judecata și justiția. Și dacă nu e vorba de divorț, poate persoana cu care ați avut de-a face a avut niște chestiuni. Ia uite.
Semn de pământ, eventual, la distanță. Care vine și vă va spune despre această trădare sau mai bine zis despre această situație dureroasă pe care vrea să o încheie. Acum, eu nu zic că nu zic că e cu voi sau cu altă persoană. Voi trebuie să vă găsiți. De ce nu insist? Voi trebuie să vă găsiți poziția pentru că e tarare colectivă și vor asculta măcar câteva mii. Da? 8 de cupe. Nu aș vrea să păstrez chiar toate cărțile alea, dar 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe. Ia. 2 de spade. A plecat acest personaj, a blocat situația dintre voi pentru că avea de ales. Are, a avut. Rămâne de văzut ce. Da. Iar semn de pământ care merge înspre o casă. Înspre, deci este cineva care este între un suflet pereche și o căsătorie. Ia uite. Probabil se discută într-o casă cu o figură autoritară anumite chestiuni. Clarificăm... Mare preot. Mare preot. Unii dintre voi poate... A fost clarificat de regele de spade. Am zis că e o figură autoritară foarte tradițională. Mai dăm o carte. Care blochează un semn de pământ. Interesant. Ce vreau să spun? În trecut aveți posibilitatea ca și voi să fi blocat o situație care nu vă aducea prea multe satisfacții, o situație sau un loc chiar, ca să mergeți încet încet spre o nouă casă. Că știu că a apărut de-a lungul verii, de-a lungul anului, chestia aceasta cu schimbare de locație. Și ține de trecut. Iar cu regele de spade și marele preot. Contracte, figură autoritare. Bine, tipic pentru lei să apară asemenea figuri, pentru că e zodie puternică, zodie care vrea să conducă și atunci are de-a face cu oameni puternici care vor și ei să conducă. Da? Nu mă carte totuși pe regele de spade. Acum apare vărsător, poate și gemeni, poate și balanță, căsătorit, eventual, sau profesor, sau, nu știu, o figură importantă, cu anume autoritate. În general, regele important, dar și cu marele preot e și mai rigid. Ia uite, îndrăgostiții, posibil gemeni. Iar alegeri. Poate că cineva trebuie să aleagă între un taur și un semn de aer și voi. Sunt multe variante. Iar trădare, iar minciuni. De care trebuie să vă vindecați? Băi, complicat, că am tot văzut drame și chestii complicate. Hai să vedem în continuare. 5 de spade. Ce vrea să iasă? Ia uite, 5 de spade, 9 de spade. Hai, mai dăm altceva. Adică griji. Vă gândiți poate prea mult. Uneori e bine să mai faceți și meditații. Ia uite, turnul. 5 de spade de două ori și 5 de cupe. Dacă voi ați plecat, probabil că există și regrete, și conflicte mentale, și gelozii, dacă voi ați plecat. Sper să nu fie energia voastră dacă cineva v-a părăsit. Cu separarea aceasta, cu turnul ăsta. Pentru că 5 de spade este destul de complicat, destul de...
Există un sentiment de regret. 5 de spade de 2 ori în prezent. Da, cineva, ia uite, cineva s-a simțit abandonat, mințit, trădat. Intuiția le-a spus că trebuie să tai acest blocaj ca să manifeste ceva nou. Asul de monede. Poate sunteți voi. Poate alt personaj care e în preajma voastră și acum, sincer vorbind, chiar dacă poate vă deranjează, am zis că apără moderație, uneori ei sunt prea intenși. Nu-și controlează focul, nu-și controlează impulsurile, cuvintele. Știu că am trăit și am în preajmă lei și scorpioane. Și o zic cu drag. Poate personajul, chiar dacă aveți intenții bune, personajele, unele persoane sunt mai sensibile și se simt afectate. Și poate că personajul respectiv, dacă știți că ați fost părăsiți, așa a gândit. Pentru că au fost discuții cu 5 de spade, conflicte mentale, într-adevăr, dar spadea înseamnă și cuvânt. În legătură, discuția aprinsă, nu știu dacă ale voastre sau alții vorbesc despre această separare. Trăsnetul și 8 de cupe. Păi, clar. Și regrete și lacrimi. Poate că ei regretă, poate ei se ceartă cu ceilalți. Sau poate chiar dacă au plecat de lângă voi, au acolo discuții și se vor întoarce să se împace. Eventual, dacă vreți, cine vreți, 6 de cupe. E o nostalgie, 5 și 6. A vremurilor frumoase. 6 de cupe. În principiu. 6 de cupe. Iar fac etalele lungi și de-aia merge greu. Că le fac lungi și unii poate vă și plictisiți de cât vorbesc și... Eu mă simt destul de obosită după o etalare. 6 de cupe, faetonul, 8 de monede și asul de... Asul de monede. Posibil, cineva cu marcaj puternic în semn de pământ și în semn de apă, în mod special rac, dar poate să fie pești, rac, scorpion, și taur, fecioară, capricorn, poate și scorpion. Da, am zis scorpion prin așa. După toate aceste conflicte, lacrimi, separări, poate să fie trezirea cuiva. Ce-am făcut, am distrus, m-a lăsat influențat, la. Influențată. Ce-am făcut, m-a lăsat influențat. Am ascultat unde nu trebuie, așa cum regretă. Poate să fie o trezire. Pentru că am văzut, am vorbit despre o plecare, despre o separare, despre probleme chiar legale, probleme în justiție, schimbări de situație. Poate cineva a mers înspre o căsătorie pentru un copil. Poate cineva a renunțat la căsătorie, chiar dacă are copii și se discută probleme de bani, de custodie. Sunt multe. Poate sunt contracte, poate sunt contracte spirituale. În fine, vedeți unde sunteți. Vă rog, încercați să fiți mai flexibil în tarot. Dacă așteptați scenarii fixe, vă rog, nu ascultați acest canal. Dar, conflicte. Da, cineva stă și meditează. Dar vedeți, sunt două cărți diferite. Cineva stă și meditează și are parte de o trezire. Ce-am făcut? I-am lăsat să plece pentru că n-am știut să aleg. Sau am ales prost, pentru că e 2 de spade. Vedeți, 2 de spade. Am ales prost. M-a rănit și pe mine, și pe ei, și pe... Na. Aici este. M-a lăsat influențată, de... sau nu am spus adevărul, asul de spade, sau nu au spus ei, da? Să ai grijă la ce persoană vorbesc. Și acum regretă. Uite, s-au lăsat influențați de prieteni, de terțe părți, în loc să își asculte sufletul. Ei, și această stare de trezire și de regrete îi duce din lacrimi înspre nostalgie, înspre speranță, stai că poate mai se poate salva ceva. Poate dacă mă duc acum repede faetonul și,
și le ofer o variantă și lupt pentru relație, renasc, probabil, pentru unii dintre voi. Acum, pentru alții, poate să fie aici, central, altă zonă din viața voastră, o zonă care ține de profesie, poate, sau de altfel de colaborare, poate să fie în paralel, să nu fie legat. Vă rog, repet, nu vă fixați pe scenarii. Pot să fie împreună sau pot să fie separat, da? Apare un as de monede și asta e de bine. Și dorința de a munci pentru acest as de monede. Poate să fie o altă persoană care e dor de voi și vrea să vină și să înceapă ceva cu voi. Că tot am văzut doi de monede și trei. Trebuie să alegeți între o colaborare și altceva. Între timp, un semn de pământ pentru unii dintre voi va trădat sau se simte trădat, trece prin, ia uite, transformări puternice, o căsnicie care se zdruncină, un ideal care se zdruncină sau o dragoste care e zdruncinată și transformată din cauza unor trădări. În fine, doi de monede. Nu pot să dau detalii că nu e talare personală. Nu uitați. Doi de monede. Aici sunteți voi, zodia leului, puterea. Ce faceți? O luați de la zero sau rămâneți în continuare? Țineți la eu știu ce. Sau poate persoana cu care aveți de-a face se gândește cum să o ia de la zero. Chestiuni. Hai să vedem 10 de cupe. 10 de cupe, da, e un vis. Aș spune persoana care e conflictuală, că apare pe această parte. Persoana care e conflictuală sau care regretă, visează la vremurile frumoase, visează că va fi bine. Dar hai mai dăm o dată. Dar știe că trebuie să muncească pentru acest bine. Șapte de cupe. Mai dăm o carte pe 7 de cupe și 10 de cupe în viitor. Unii dintre voi aveți aici cineva cu marcaj în semn de apă, pești, drac, scorpion. Dacă nu persoana cu care sunteți, poate să fie și rudă, o persoană din preajma lor. Uite, cavalerul de spade. Da, veți primi niște vești neașteptate. Cineva va mărturisi că visează, că renunță la toate opțiunile și visează să fiți împreună. A avut un vis că voi o să fiți fericiți împreună. Poate să fie altă persoană, repet, dar posibil să fie și persoana care regretă. Da. Vrea să o ia de la zero și să ofere reciprocitate, că tot am văzut mai devreme un bărbat care își dorește reciprocitate. Honey Bee, ascultați melodia, am mai fost la o etalare și am uitat să pun. Madrugada, Honey Bee, cuiva este foarte dor de voi. Deci atât de tristă și de frumoasă piesa aia. Madrugada, Honey Bee, asul de spade. Da, veți auzi niște vești. Asul de spade și nebunul. Nebunul. Da, cineva vrea... Ia uite. Împăratul lasă în urmă un ciclu de foarte dureros. Poate că de prietenii i-au dezamăgit, poate că au refuzat dragostea, stau cu prietenii și i-au avut parte de dezamăgiri. Nu mai contează, nu intrăm în detalii. Împăratul. Ar putea să fie bărbatul vostru divin, doamnelor, sau o persoană foarte intensă, aș spune, foarte intensă, care vrea să-l lase în urmă, da, ia uite, aș spune o căsnicie dureroasă. Oricine ar fi, nu mai contează. Mai. E un personaj care vrea să o ia de la zero cu voi.
și să rostească un adevăr, să vă povestească niște lucruri. Așa, ia să vedem în continuare. 9 de monede și apoi revin. Mai luăm o carte pe 9 de monede. Da. Moarte. Ai, cine e independent, independentă, nu prea va mai fi în curând, pentru că probabil... nu știu, după cum arată cărțile, am senzația că pentru unii dintre voi cineva vă cere în căsătorie. Zero, asul de spade. Vrea victorie, vrea să o ia de la zero, vrea să comunice că vede victorie, vede, a visat că să fiți voi fericiți împreună. Da, moartea independenței este și dorința de asumare, de relație, de a oferi reciprocitate, de a crește împreună. De a nu mai fi între unul și altul, 8, iar 8 casa scorpionului și aici apare iar scorpionul. De a nu mai fi între X și Y, de a fi doar cu cineva, de a avea relații exclusive. Ia. Ia, tot acest împărat. Care este supărat, depresiv, are prieteni, dar... nu mai e. Deci prietenii sunt... i-au trădat, l-au trădat, i-au oferit multe... Vedem o carte pe moarte și apoi încă una pe nebun. Vedem o carte pe moarte. Pentru că e o poveste de dragoste până la urmă, să nu uit, să nu uităm. E o poveste de dragoste în care se marchează o schimbare, 33 iar, foarte important. Trebuie să rămâneți cu sufletul deschis și să învățați ori voi, ori persoana cu care aveți de-a face autenticitatea. Asta înseamnă să nu ne mințim în relații. Face parte din lecția autenticității. Ia uite! Da, mă, ia uitați! Am început cu 8 de cupe. Ori voi, ori persoana la care vă gândiți sau cineva din preajma voastră lasă în urmă o relație toxică pentru un suflet pereche. Ce frumos! Și ceram explicații pentru moarte. Asta e o transformare emoțională intensă. Interesant, 9 de monede probabil. Dacă sunteți într-o vibrație înaltă, doamnelor și domnilor, unii, da? Oricine ar fi aici, este o persoană cu vibrație înaltă, conștientă de ce are de făcut, care inspiră transformare. În viețile oamenilor aduce transformare prin puterea, prin puterea exemplului. Hai, mai dăm o carte pe moarte. Clarifică moartea. Valetul de cupe. Upa! Să nu fie și o sarcină pentru unii dintre voi. Moartea aduce un copil. Wow, trei de cupe. Mare grijă. Mare grijă. Dar, dacă nu, posibil. I-am zis, e o declarație de dragoste cu, cavalerul de spade și valetul de cupe și nebunul are același gest, aș spune. Nebunul vrea să vorbească. Cineva declară dragoste cuiva. Ori voi primiți declarații. Ia dă și pe nebun. Da. Noi clarificăm asul de spade. Vedem o carte pe asul de spade. Ce e cu acest nebun? Asul de spade. Cineva vrea să... ex-măi! Nouă de monede de două ori. Doamnelor, domnișoarelor, mai bine zis, persoanelor independente și frumoase și evoluate, care vă ocupați de grădina voastră și fizică și intelectuală și spirituală. Mai cineva vă vede. Vă vede și visează că o să fiți împreună. Și probabil că va fi o declarație. Va îndrăzni. Da.
Mai dăm o carte pe ce? Și ce vrea să spună? Pe de altă parte, dacă există o chestiune de divorț, bucurați-vă de independență, că independența asta va aduce mari transformări și bucurii. Da? Cu alte cuvinte, rejection means protection. Dar trecând peste asta, asul de spade. Mai dăm o carte. Ce ar vrea să spună? Ce ar vrea să spună acest personaj? Hai să vedem ce vrea să spună. Am văzut, apropo, și regele de spade. Ar vrea să spună, să vorbească despre dragoste, despre angajamente, dar am senzația că a fost reținut. Ia uite. Asul de spade. Acest personaj își face planuri de viitor. Mai dăm o carte. Ce ar mai vrea să spună? Ce ar mai vrea să spună? Își face planuri de viitor cu voi. Wow. Vedeți? Regele de cupe. Că vrea să vină, șase de spade, să lase apele tulburi să vină, să muncească, să investească. Dar, mai dăm o carte. Ce ar mai vrea să spună acest personaj? Da. Aici, normal la regele, aici, și m-am făcut multe obiceiuri proaste, aici, în această carte, regele de cupe normal reprezintă echilibru emoțional. Sau capacitatea de a face surfing pe ape tulburi. Adică de a îți menține echilibru în pofida tulburărilor emoționale care apar la un moment dat în anumite situații. Unii merg înspre un rac, scorpion sau pești. Un personaj care echilibrează, le echilibrează emoțiile. Unii. Acum neobligatoriu. Pentru mine regele de cupe înseamnă și dragoste profundă. Cine își face planuri de călătorie vrea să meargă înspre dragoste. Apropo că e light motivul acestei cărți. Înspre dragoste. Poate să fie scorpion. Poate să fie, eu știu, fecioară cu scorpion, fecioară cu pești. Ce mai avem pe aici? Berbec, gemeni, vărsător, în fine, toate zole, nu vreau să mă fixez. Ia mai dăm o carte, ce vrea să mai spună? Dacă tot am întârziat, măcar să fie talare mai lungă. Îmi pare rău că o lâncesc, dar sunt și eu curioasă. Da, vrea să construiască relația. Da. Vrea o păcare și să investească într-o nouă etapă. Pentru că în continuare e pasiune între voi. Dar acolo în trecut ceva a fost. Nu știu exact mesajul pe care l-am transmis, sub ce formă, în ce planuri s-a manifestat, în familie, în dragoste, în profesie, dar acolo a fost ceva în trecut. Hai să vedem. Prezentul aduce un potențial de bani, da, munciți și veți avea parte de bani. Dacă lăsați în urmă, interesant, dacă lăsați în urmă, poate o chestiune care ține de copilărie, de niște prieteni din copilărie. Dacă nu vă fixați pe nostalgie și vă puneți pe muncă. Nu știu pentru cine mesajul, dar pentru ce... Ah, ce frumos! Ați văzut în fața voastră dragostea adevărată. Vai, ce mă bucur! Petreceți timp de calitate. Hai că cineva vă va face o declarație. Vai, ce frumos! Sper să fiți voi implicați în această poveste. Sper să fie a voastră. Pentru că la voi a apărut. Zero, nebunul, care vrea să construiască, da? Vedeți? 3 și 0. Wow, ce-mi place cartea asta. Sărutul care trezește divinitatea. Din celălalt. Vai, ce frumos deja.
Sper că v-a plăcut și vouă, măcar finalul, dacă ați avut răbdare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau. Haide, închide-te. Uite că nu se închide. Mai, am un touch screen. Încă o dată vă pup, la revedere. Mai, dar ce că nu se închide? Extraordinar. Probabil că mai vreți un mesaj. Hai să vedem, mai luăm un mesaj, că nu știu de ce. Ia uite, o oră. Nu știu de ce nu se închide. Mai luăm un mesaj, dacă tot nu s-a închis. Am un screen pe care trebuie să îl lovesc ca să-mi dea. Ia uite. Aveți grijă de cei pe care iubiți. Și apare aici, interesant, și cinstea este esențială. Probabil că cineva trebuie să învețe să mărturisească dragostea. Cam atât. Dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine!